Despre întrevederile prezidentului Vadim Krasnoselski la Moscova. În blocurile cu multe nivele va fi mai cald, la scări vor înlocui ferestrele. În Nistrenia a startat decada tineretului, astăzi o acțiune de înverzire. Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Pentru început, despre întrevederile prezidentului Vadim Krasnoselski la Moscova. În ajun în Duma de Stat și Consiliul Federației. În particular, șeful statului nistrean s-a întâlnit cu vicepreședintele Dumei de Stat, Sergei Neverov, și șeful adjunct al Comitetului pentru Comunitatea Statelor Independente, Constantin Zatulin. La întâlnire au fost prezenți și deputații noștri Sergei Cejov și Marina Orgheeva. În noua componență a Parlamentului rus, acum este o mini-fracțiune nistreană, sub patronarea lui Sergei Neverov. Pentru el la fel au votat la noi, în Nistrenia, la Tiraspol. Linia fostei Dume de Stat, care a adus la primirea în ultimele zile de lucru a ei a deciziei despre susținerea Nistreniei, va fi continuată. Desigur, e vorba despre sistemul de achitare mir, capitalul matern, cetățenie, despre Universitatea de Stat Nistreană. Ea să fie certificată în deplină măsură, drept instituție ce lucrează în baza programelor ruse. Inclusiv și alte întrebări, procesul de negocieri, care la moment, la inițiativa Moldovei, e stopat. Toate aceste lucruri ne deranjează și noi vom apela nu doar la structurile parlamentare, dar și la puterea executivă pentru a ocupa o poziție comună, activă în susținerea Nistreniei. Cu Constantin Cosaciu, vicepreședintele Consiliului Federației, la fel au vorbit despre lucrul comun, au discutat întrebări din agenda negocierilor. Agenda în principiu e aceeași, cu unele detalii, desigur. Colaborarea culturală, umanitară, în domeniul învățământului, colaborarea economică, politică, inclusiv și cea politico-militară. Aici putem vorbi despre pacificatori, obținerea cetățeniei, aplicarea capitalului matern pe teritoriul Nistreniei, posibilitatea acordării ajutorului medical cetățenilor Rusiei ce locuiesc în Nistrenia, Federația Rusă, întrebări ce țin de interesul tuturor oamenilor ce trăiesc în Nistrenia și care sunt departe de patria sa, Rusia. Prezidentul la fel a specificat că la întrevederile de la Moscova au discutat și despre furnizarea de Sputnik V. Și la finele zilei a fost întâlnirea cu senatorul Alexei Pușcov. Au discutat la fel întrebări de colaborare. Astăzi, prezidentul Vadim Krasnoselski a avut noi întrevederi în Duma de Stat, în particular cu liderul Partidului Spravedlivaia Rosia, За Правду, Sergei Mironov, și cu deputații din partid. Prezidentul nistrean a accentuat asupra obținerii cetățeniei Rusiei de către toți locuitorii Republicii Moldovenești Nistrene, introducerea capitalului matern pe teritoriul Nistreniei, ajutorul medical care l-ar putea primi în Rusia cetățenii ruși ce trăiesc în Nistrenia. A abordat prezidentul și problema statutului Universității de Stat Nistrene. Instituția e acreditată în Rusia, dar nu e până la sfârșit integrată în spațiul instructiv rus. Acordarea ei a statutului de Universitate Ruso-Nistreană ar soluționa multe întrebări și ar deschide noi posibilități pentru studenții, profesorii din țara noastră. Încă o întrevedere a avut loc în blocul Partidului Liberal-Democrat din Dume. Lucțitorii președintelui blocului i-au transmis prezidentului nistrean cuvintele liderului partidului, Vladimir Jirinovski, că Partidul Liberal-Democrat din Rusia întotdeauna a susținut Nistrenia și va continua acest curs. E greu a diviza Nistrenia contemporană de Federația Rusă, statul vecin și-a ales calea sa, a integrării vestice. Nistrenia are alegerea sa, unitatea cu Rusia. La întrevedere au vorbit despre relațiile ruso-nistrene și continuarea colaborării în diverse domenii. Transnistria egal cu Holocaust. Despre aceasta în ajun, prezidentul Vadim Krasnoselski a amintit în interviul acordat ediției Parlamentskaya Gazeta la Moscova. Noi ținem minte istoria noastră, pe cea tragică inclusiv. Terminul Transnistria pentru noi e inadmisibil, numai Nistrenia. Prezidentul la fel a povestit, în luna ianuarie anului viitor, la Bender, vor inaugura complexul comemorativ în amintirea jertfelor Holocaustului. Мы помним все страницы, вы знаете, забывать о ничего нельзя.
Noi ținem minte toate paginile de istorie și planificăm să deschidem monumentul jertfelor Holocaustului. De fapt, la noi memorialuri ale Holocaustului sunt prezentate în fiecare oraș și raion. E vorba de faptul că în perioada Marelui Război pentru apărarea patriei din 41 până în 44, pe teritoriul așa numitei Transnistria, zona ocupațională în care intra Nistrenia inclusiv, au fost nimiciți în jurul la 1 milion de evrei. În general, Transnistria e un termen ocupațional și pentru mine sinonim absolut al cuvântului Holocaust. Cum poate fi numită Nistrenia contemporană cu termen ocupațional? Sunt categoric contra. Și dacă comunic cu partenerii mei străini, eu totuși rog și nu recomand să fie numită Nistrenia Transnistria. Sub această lozincă, Transnistria, au fost nimiciți 1 milion de evrei. Aceasta e memoria și tragedia noastră. Și noi ținem minte acest lucru. La Bender planificăm să deschidem la 27 ianuarie, în Ziua Mondială a Memoriei Holocaustului, un mare complex direct pe teritoriul cimitirului evreiesc, unde va fi informație despre evreii omorâți în orașul Bender și despre cei care au eliberat orașul, care au plecat la front și nu s-au întors, anume de naționalitate evreiască. Întreprinderile nistrene fac comerț cu Moldova. Achitarea este în lei moldovenești. În decursul anului se adună în jurul la 135 de milioane de dolari, desigur, în lei. Este o sumă mult mai mare decât cea de care are nevoie Nistrenia. Și a schimba acești bani în dolari sau euro e o mare problemă. Cauza e clară. Agenților economici nistreni nu le permit să se folosească de conturi în băncile Republicii Moldova. Băncile Republicii Moldova devin vrând nevrând instrument de întrerupere a relațiilor comercial-economice între Nistrenia și Moldova. Noi înțelegem că în continuare această situație doar va degrada. Luând în considerație faptul că leii care vin pe teritoriul Republicii Moldovenești Nistrenia în formă de venit nu pot fi supuși unei convertiri, respectiv costul leului pe teritoriul Nistreniei se va micșora comparativ cu nivelul lui în Republica Moldova. În legătură cu aceasta, comercializarea între Nistrenia și Moldova va fi redusă și foarte repede, deoarece comerțul presupune schimb echivalent. O bună parte din lei vine în urma realizării energiei electrice produse în Nistrenia de centrala de la Dnestrovsk. Alte valute întreprinderea nu primește. A lucra în asemenea condiții e neconvenabil. Băncile din Moldova în luna martie acestui an au închis conturile a două întreprinderi mari din Nistrenia. Una din ele, uzina metalurgică moldovenească. Din ianuarie 2020, în Nistrenia este imposibilă folosirea cardurilor bancare internaționale. Autorul acestei decizii, Banca Națională a Moldovei, suferă oamenii. Spre exemplu, pensionarii sau cei care primesc transfer de bani de la rude pe cardul Visa și Mastercard. Acum, pentru a scoate banii de pe card, e necesar de a pleca în Moldova. Statistică COVID. Astăzi plus 443 de cazuri și 11 decesuri. În continuare, despre un fost pacient al spitalului de coronavirus și istoria lui, care nu mai dorește să se repete vreodată. A supraviețuit după COVID, virusul a divizat viața lui Nicolae Slipenchi în până la și după. A început cu careva slăbiciuni. În continuare, fulgerător, test pozitiv, spitalul. Nu putea face de sine stătător nicio respirație. Dar cel mai greu era a vedea cum alături mor oamenii. Eram în salon 5 oameni. Vedeam că aduc pacienți într-o stare relativă, dar ei plecau din viață. Eu așteptam aceeași soartă. Practic, în fiecare zi erau oameni care mureau. Era foarte greu a vedea acest lucru. În fiecare zi, în Republică de COVID, mor până la 10 persoane. Pe Nicolae, medicii l-au salvat prin minune, așa spune el însuși. Dar cu aceasta, istoria COVID nu s-a sfârșit. A trecut practic un an, iar lui Nicolae este complicat a sta în picioare. Chiar și câteva minute de interviu îi creează incomoditate. E nevoie de un suport. În general nu mergeam. 2 luni în stare culcată. S-a înrăutățit starea fizică, a fost dereglată coordonarea. Încă o lună m-am aflat în terapie, la reabilitare. Nicolae nu dorește să mai treacă a doua oară prin aceasta. În august s-a vaccinat. Spune că doar imunizarea poate salva viața. Pentru cei care acum se simt sănătoși și neagă necesitatea vaccinării, n-ar fi rău de organizat o excursie în ghilimele, să vadă starea oamenilor ce se află în reanimare. Părerea li se va schimba brusc, vă garantez.
Vaccinuri acum sunt la alegere. Programarea nu e necesară. Cabinete de vaccinare sunt chiar și la piață. Nicolae spune, păcat că în anul trecut nu era vaccin. Posibil, atunci, istoria lui ar fi fost cu totul alta. Până ce însă, dumnealui se restabilește încă. În blocurile cu multe nivele va fi mai cald. La scări vor înlocui ferestrele. Prețul întrebării, 5 milioane de ruble. Acoperișurile spitalelor, policlinicilor vor fi restabilite. E vorba de cele care au avut de suferit din cauza ploilor estivale. Prezidentul a propus de a aloca bani pentru reparații. Sovietul Suprem a susținut inițiativa. Încă un program social pentru care au fost alocate resurse suplimentare e susținerea familiilor numeroase. Potrivit lui, statul își asumă obligațiunea procurării rechizitelor școlare. Și în 2021 acest program să fie realizat deplin. Pentru aceasta, din bugetul republican au fost alocate suplimentar 700 de mii. Încă o direcție, dotațiile pentru lapte. Acum producătorilor le achită câte o rublă pentru fiecare litru. În buget au prevăzut bani adăugători. Programul lucrează cu succes. Vor continua să elibereze și credite cu înlesniri firmelor agricole. Finanțarea va fi crescută. E la fel inițiativa prezidentului. Rotar, ca și alte sate din raionul Kamenka, a rămas fără iluminare stradală încă în 2000, când gheața care s-a lipit de firele electrice a doborât toți pilonii. Liniile au fost construite din nou, însă fără al cincilea fir pentru iluminare. De câțiva ani se efectuează lucrări de montare a felinarilor pe străzile din sat. 25 deja sunt montate. În ziua de azi sunt iluminate toate străzile, în afară de strada Kolhoznaya. Acolo, pe strada aceasta, trăiesc puțin lume. Sunt oameni tineri care vrem și rămâi în sat și trăiască în sat. Acum se montează felinare adăugătoare. A cincerea fir punem pe strada Podlesnaya. Acolo unde obște nu a fost iluminată strada și trăiesc multe lume. Sunt tot familii tineri și oameni sunt mai bătrâni care au nevoie de luminare. Va fi montat firul al cincilea, în jurul la jumătate de kilometru. Trebuie să instalăm 23 de felinare. Le-am ales de calitate. Pentru lămpi, producătorul dă o garanție de 2 ani, iar pentru felinare, circa 15 ani de exploatare. Încă 5 felinare vor fi montate în Sokolovka, care se atribuie la administrația satului Rotar. Acolo sunt doar 5 case și cetățenii duc lipsă de lumină pe străzi. Se îmbunătățește iluminarea stradală și în alte localități din raion. În total, în satele din raion și în oraș se preconizează a fi montate suplimentar 130 de felinare, vreo 20 în cartierul Antonovka. O parte se finanțează din fondul rutier. Prin sate, felinarele parțial se montează din contul impozitelor pentru amenajare și din programul poruncilor alegătorilor. La fel, din contul programului poruncilor alegătorilor, 9 felinare au fost instalate pe străzile din Crasnyi Octyabr și Alexandrovka. De la început de an, în satele Podoima și Kuzmin au fost montate încă circa 70 de felinare. În Republica a startat decada tineretului. Activități vor avea loc în toată țara. În program, competiții sportive, seminare, masterclass, concursuri, acțiuni de binefacere. Multe activități au trecut în format online, iar Parlamentul tinerilor astăzi a ieșit în aer liber la plantat arbori. Tineretul l-a plantat arbori. Conform sarcinii trasate de prezident, în țară este realizat planul de înverzire. Astăzi și mâine, pe strada Tineretului, vor fi plantați în jurul la 300 de arbori. Pe această alee sădim arțari. Mai sus, pe strada Tineretului, am sădit tei. E specia de bază de arbori care va fi plantată în acest cartier. Pomii au 2-2,5 metri, sunt pregătiți special pentru plantare. Capacitatea de prindere e de 99,9%. Specialiștii de la Spezialenstroi remarcă. Este o tehnologie foarte bună săderea arborilor cu rădăcinile învelite în pământ. Procentul de prindere este foarte înalt, iar îngrijirea e mai scurtă.
reprezentanții Parlamentului Tineretului s-au alăturat la acțiunile de înverzire a orașului Tiraspol. Parlamentul Tineretului de la bun început a susținut inițiativa prezidentului ce ține de înverzirea localităților din Nistrenia. Considerăm că este o muncă binevenită pentru a îmbunătăți ecologia. Totodată ne aducem aportul propriu la înverzirea orașului. În săptămâna curentă, pe străzile Krasnodonska, Shevchenko și alte străzi din capitală, vor fi sădiți pomi în locul celor uscați. În parcul energeticienilor din Dubăsari, care a intrat în anul curent în fondul investițiilor capitale, continuă lucrările de construcție. Însă terenurile de sport, de volei, basket și tenis deja sunt date în exploatare. Intrarea în parc este liberă și aici permanent se ocupă amatorii de sport. Lucrările de construcție în parcul energeticienilor din Dubăsari sunt prevăzute pentru 2 ani. În cel curent, darea în exploatare a terenurilor sportive și pentru copii, ceea ce a și fost făcut. Și chiar dacă în parc lucrările continuă, aici deja se ocupă cu sportul discipolii școlilor locale și cei care preferă un mod de viață sănătos. Terenul de fotbal este comod. Deosebit de mult mi-a plăcut pavajul artificial. Când cazi, nu te lovești și porțele de fotbal sunt excelente. Terenul este foarte bun, copiii cu mare plăcere se ocupă aici, la toți le place, sunt foarte bucuroși. Ne ocupăm de 3 ori în săptămână, asta este luni, asta este miercuri și asta este vineri. Avem timpul nostru de la școala sportivă numărul 2. Alte școli, oamenii care vor să joace, care vor să ocupe cu sportul, pot zvii aici în orice timp. Aici este deschis. A venit să joace fotbal și micuța Sofia. Aceștia sunt primii pași ai ei în marele sport, dar alături de tata, ei sunt cu încredere făcuți. Fotbal играем. Este o zi frumoasă și am ieșit să jucăm fotbal. Foarte frumos au făcut aici. Pentru copii sunt multe distracții. Orașul se dezvoltă și devine cu adevărat contemporan. Pentru anul viitor, în parcul energeticienilor se planifică construcția amfiteatrului, vestiarului pentru actori și amenajarea zonelor verzi. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară CAB și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc o seară bună în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!